Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În interes public. În această seară, dacă tot am început să dezbatem așa problemele județului și am intrat în Consiliul Județean, rămânem tot acolo cu invitatul meu, domnul Eduard Berca. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Consilier județean din partea PNL, PNL Gorj. Gorj. Ne ducem așa în două direcții, practic, politic și administrativ, că nu avem altă variantă, nu? În Unde județul nostru vreți dumneavoastră? monoindustrial, bine dezvoltat, ce să mai... Ce mai e? Liniște în partidul dumneavoastră, fericire, bucurie, mă rog, liniște, nu ape învolburate, nu nimic. Oameni la București, ceea ce nu e un lucru rău, foarte mulți, cum e atmosfera în partid? Păi, Secretar de stat, director de direcții, numirile pe aici. da, bine, nu pot să spun că nu există o activitate, este o activitate, am avut ședință de birou politic județean, n-au fost absolut la cunoștință Noile traiectorii. traiectorii, na, discuțiile care se poartă, negocierile care se fac, în special la București, că acum, cum spuneați dumneavoastră, având atâția oameni acolo, eu aflăm mai repede. De o parte e bine, Așa. știți că am Este, stat și m-am da. gândit înainte, bă, dacă duceai un secretar de stat 2, era fericire mare. Uitați-vă că acum, nu știu, PNL-ul a reușit să ducă câțiva secretari de stat, directori de direcții, reprezentanți prin ministere, adică Da, mai așa este. ajunge acolo câte o treabă, nu stai să ocolești. E foarte utilă, sunt foarte utile relațiile astea pentru primari în speță, Corect. pentru oamenii administrației publice locale din județ. Pentru că da, sunt înleznite anumite legături și anumite, nu știu, întâlniri care Întâlniri, trebuie da. să se facă. Dar, în rest, nu e nimic la locul lui sau nimic alarmant, nimic în ceea ce privește activitatea partidului. Toate sunt în șabloanele, în rutina Normală. normală, Ei, nu da. chiar. Adică, da, e posibil acum să fi intrat în rutină normală. Mi-aduc Păi a aminte, intrat că, înainte de da. alegeri, știți că mai era câte un scandal. Se mai certa domnul Romanescu cu domnul Vâlceanu. Nu știu care. Domnul Vâlceanu la un moment dat spunea că dumnealui nu se ceartă. Se certa domnul Romanescu. Tot felul de schimburi din astea, de replici prin partid, sunt Da. normale până la urmă, nu? Sunt inerente. Știu și eu dacă privesc chestii personale, adică, nu știu, s-ar putea să aibă o justificare, dar în contextul în care privesc activitatea unei organizații, mai nu e foarte utilă și foarte lucrativ sau productivă un astfel de conflict, în ghilimele. Ghilimele, da. Da, adică eu cel puțin și în ședința de birou și în discuțiile care le-am cu colegii și în presă, când mai ies așa din când în când, am spus tot timpul că diplomația e până la urmă o artă și dacă vrei să devii un politic de valoare, Ai nevoie. ai mare nevoie. Da? Deci nu te apuci să dai din gură ce îți vine pe chelie, pe Cum românește. folosesc oamenii noștri politici? Nu, nu, e greu de... Greu de ajuns acum. Păi dovadă, dar nu e numai în PNL, nu, e Dar peste nu, peste tot. tot, oamenii politici, am Oamenii spus. politici, da, Oamenii adică politici. discursurile sunt așa cum sunt. Se savurează mult scandalul, limbajul ăla. Scandalul, limbajul duplicitar, adică se mizează foarte mult și aici ar trebui să speculați noastră, memoria scurtă a telespectatorilor, știi? Cu siguranță. Adică avem acum o declarație, avem o poziție, avem asta peste 6 luni, pe dos. Deci, cum să spun, nu e corect, nu e normal, adică oamenii nu uită așa ușor, oamenii țin minte. Să știți că există segment de public care savurează lucrul ăsta. Adică Da, dacă noi domnule, doi de ne-am acord. certa acum, ne-am urlat, ne-am nu Deci, știu ce, doi, eu ne-am sunt de vorbit urât, acord, unul ca, ar fi o emisiune de... da, gen Haide! Vadim, gen Becali, de acord. Dar, repet, dacă tu te consideri, crezi că ești, că vrei să devii sau să pozezi ca om politic valoros, da, cu principii,
corecte, principii, de, cu verticalitate, cu onestitate pentru electorat. Da? Nu face asta. Dacă stați așa să priviți clasa politică actuală, mă rog, reprezentanții noștri în Parlament, reprezentanții județului până la urmă, cei care ne conduc, să faceți așa câteva paralele între partidele care există, nu neapărat care sunt în guvernare, care au prins Parlamentul și așa mai. Cum ați cataloga clasa politică de astăzi? Cum ați vedea parlamentarii pe care gorjenii până la urmă și au trimis în Parlament? E un lucru mare. Cum ați vedea oamenii care sunt acum colegi cu dumneavoastră în Consiliul Județean, oamenii care sunt în Consiliul Local, din punct de vedere politic? Adică mă interesează cum e așezată piața asta comparativ cu ce a fost în trecut. Să știți că trecutul apropiat, da, trecutul mai îndepărtat. Eu pot să afirm și vă dau și argumente că îmi place cum s-a așezat Parlamentul acum, în momentul de față, cel puțin în ceea ce ne privește pe noi, Partidul Național Liberal, aliații de la guvernare, USR-ul, PUS-ul și asta, îmi place cum s-au așezat. Adică sunt oameni, majoritatea tineri, oameni care au un background, au o activitate, au niște realizări, au un nivel de cunoștințe, de cultură, destul de consistent. În schimb, zona folclorică a rămas în aceeași parametri. Așa, deci dau un exemplu. În PSD, PSD de la Gorj, și acolo s-a schimbat ce? Adică vedem Cristi Rujan, vedem domnul Claudiu Manta. Asta spun. Deci de Parlament, da. Claudiu Manta. Eu discut numai de PNL. Da. Nu discut. Dumneavoastră vă referiți la zona folclorică, adică la nivelul... Zona folclorică, ce a rămas la Târgu Jiu. Asta vreau să spun. Pentru că ar fi normal cumva să vină valul ăsta de noire, de, știți, de modernism către noi. Nu, deci, da, acum, dumneavoastră conservatorismul, nu, județele, localitățile astea mici, urbane, rurale și mai departe, sunt foarte conservatoare. Da? Renunță foarte greu, că și avem dovezi în numărate rânduri de primari aleși după 6, 7, 8, 10 mandate. Corect. Da, deci aici e un conservatorism și o rutină. Dar eu zic că va fi și la nivelul Unității Administrative Teritoriale sau cel puțin în forurile astea deliberative, în consiliile locale, consiliul județene, este nevoie de o renoire, împrospătare. Se încearcă, mai venim, uite, noi am venit cu o echipă nouă, de exemplu, la Consiliul Județean. Și tânără. Și tânără, da. Suntem acolo, au fost, cred că, mai mult de jumate care nu făcuseră politică până la momentul ăsta. Dacă tot suntem aici, știți ce v-aș mai întreba? Ați văzut că în anii anteriori, majoritatea oamenilor politici nu se băteau foarte mult să plece către București, adică rămâneau aici. Aici era bine. Adică erau și bani, mai învârteai una alta, o afacere, o treabă, o chestie, îți făceai nevoile. Uitați-vă că acum se înghesuie tinerii politicieni, da? Care cum să ajungă la București. Dacă ar fi să traducem așa într-un limbaj normal, cum am traduce aceste lucruri? Să știți că dacă vă referiți și faceți trimitere la cei care au fost promovați de filiala Gorj. Nu pe nume și zic așa. Haideți, ca și chestie. Uitați-vă că orice tânăr își dorește să vină în politică, vreau să mă duc în minister. Director de... Ce-o fi? Director să fiu sau să ajung ceva. Nu e așa. Nu e așa? Nu e așa. Vă rog. Nu e așa. În momentul de față, nivelul profesional, pregătirii profesionale solicitat, cerut în ministere, în guvern, în zona asta a secretarilor de stat și așa mai departe, care sunt numiți politici și așa mai departe,
și prefecți chiar, dacă este să ne raportăm după aia la proiecția guvernului în teritoriu, nivelul profesionalismului este destul de ridicat. Solicitările, da, de profesionalizare a acestor funcții, ministere, să le spune, sau funcții, a acestor, da? Funcții, da, 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 la momentul ăla, sau profilul candidaților pentru acele funcții, este destul de cum să spun, de sofisticat acum. Adică dacă înainte puteai să pui, și am avut 7.000 de exemple de miniștri, secretari de stat, care abia deschideau gura și în sfârșit veneau, tăiau panglici, dădeau cu pensula sau săpau o groapă și puneau un pom. Acum nu mai ține. Nu mai ține pentru că, vedeți dumneavoastră, lumea, dumneavoastră, media, presiune, electoratul pune presiune, Uniunea Europeană pune presiune. Toate lucrurile astea trebuie să îți generează o stare de disconfort. Da? Dacă nu ești pregătit să o susții, să o suporți, să îi faci față, clachezi, știi? Sau nu faci nimic. Și atunci ești înlocuit, dat afară, remaniat și așa mai departe. Dacă nu poți să nu faci ceva. Ce spuneți dumneavoastră este că avem un alt profil. Este un alt profil. Este un alt profil al funcționarului, să zic, de un anumit nivel. Am înțeles. De un anumit nivel. Cel puțin în ultimul an de guvernare. Da? Și aici, dacă este să ne raportăm la un Horațiu Gorun, da, la un Iulian Popescu, la ăsta, Gheorghe Pecingină, tot fost secretar, acum, da, deputat, la Victor, ia uite, îmi scapă colegul meu, am un lapsus și îmi pare rău, îi cer scuze, că fostul prefect Banța. Banța, Victor Banța, da, 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 așa. Și dumnealui secretar, așa, de stat. Așa, este secretar de stat. Este fostul trezorier, care este secretar de stat din Ministerul de Finanțe. Sunt directorii, da? Deci sunt oameni care avem directori, au background, oamenii, background, sigur, sigur, da, da, da. Sunt, au și pregătire și expertiză și, cum să spun, probitate până la urmă. De ce mandatele trecute n-am avut astfel de oameni? Era frica aia de... N-a fost interes. Putea fi și frica aia de, domne, dacă ajunge la acolo, e posibil să nu mai fiu eu numărul unu sau... Bine, asta nu o să treacă, știți, niciodată. Știți că era o practică. Asta nu o să treacă niciodată, știi cum e. Ei, uitați-vă, Dan Vâlcea nu a trecut peste ele. Adică s-a zbătut. Fără îndoială, fără îndoială. Adică... Deci, repet, discutăm de ultimul an. Da. Da? Dan Vâlceanu, dacă face lucrul ăsta, să știți că în primul rând face cu el însuși. Deci Dan Vâlceanu caută înainte de toate să se pregătească pe sine, să fie la curent cu tot ce se cu întâmplă, tot ce, da, se întâmplă, să se implice în cât mai multe lucruri care privesc mandatul său, privesc județul. Eu n-am văzut, să zic, emisiune care a fost cu el să îi puneți vreo întrebare dumneavoastră ziariștii să nu știe să răspundă. Da, corect. Așa. E, sau să bâlbâie, sau este să, și unul dintre comunicatorii importanței ai PNL-ului, este, la nivel, corect, național, adică ar fi, da, de, da, obligatoriu. Și atunci nu poate să-i fie frică lui Vâlceanu că ia cineva totuși, locul, că el e... Păi da, da, e o calitate asta să știi să-ți iei oamenii, să-ți îi duci sus, că alții, cea știți mai cum mare. Ai mulți oameni buni în jurul tău, dar îi ții acolo, mare, stai acolo, da, stai acolo, mai mare. Nu, păi e o mare cum? Calitate. Exact. Eu am învățat un lucru în cariera mea de manager, de județ, cum sunt eu pe aici, de branch manager. Unul dintre obiectivele unui manager este aceea de a-și crește înlocuitor. Corect. Deci dacă nu ai o persoană pe care să o iei, să o cultivi, să o în sfârșit pregătești, și n-ai făcut nimic. Și aici vine eu cărcotașul și vă întreb, păi cum să-ți crești înlocuitor, adică să te dai, da, pe tine afară? Că în politică e complicat să crești locuitor. Păi știi cum e? Nu. Deci privatul e diferit. Păi privatul e diferit, privatul, dar în politică diferit, când ai spus în crezi că locuitor deja... Vedeți noastră. Deci în privat, funcțiile de decizie din astea de nivel managerial sunt extrem de obositoare. Corect. De costisitoare energetic, energetic, să zic așa. Și se știe lucrul ăsta. Dacă ocupi o astfel de funcție, și sunt zeci mii, sute de mii de cazuri, da? Managementul, top managementul, acționarii și așa mai departe, îți dau un timp, ai un time, da? În care tu trebuie să faci performanță. Știți? După aia,
ei sunt conștienți că ești epuizat, că ai, știi, nu te dau afară. Te păstrează pe consultanță, corect, pe consiliere. Cel mai bun consilier. Da, și măsura în care tu ai reușit să-ți creezi un locuitor la fel de capabil ca tine, cu atât mai ușor ție, mai ușor să faci, să oferi consultanță, consiliere, unuia care înțelege, înțelegi din, așa, din sprâncene cu el. Eu știți? Aveam o vorbă pentru chestiile astea. Știți că de obicei practicau termenul ăla de 5 ani. Domnule, în 5 ani te sug energetic. Sigur, efectiv. Nu. Te storc. Acum a mai crescut. Te storc. A crescut. S-a te mai storc, cu... efectiv. Ești așa după este, 5 ani și zici, Doamne ajută. Mă rog, răsplătită, munca pe măsură și așa mai departe. Cum e Consiliul Județean, domnule Eduard Berca? Nu vreau să veniți din Consiliul Local, unde... Deci deocamdată, da? Deocamdată este, nu, din punct de vedere al activității. Al activității, da, da, da. Adică de, am venit de la 40, 50, 60 de proiecte de parcurs într-o ședință și acum suntem la 5, 6, 7, 12, 14, 16, deci pe aici. Că sunt lucrurile puse la punct în județul ăsta. Nu? Păi bine, și atribuțiile sunt diferite și preocupările sunt diferite, dar din punctul ăsta de vedere pot să mă declar mulțumit că am mai mult timp să citesc documentele și chiar le citesc. Acum le parcurg cap-coadă, nu stau să... mai iau în diagonală, diagonală și așa, da? Deci chiar mă le citesc, vreau să le înțeleg, vreau să le... Și am avut și până acum vreo două, trei intervenții, unele care chiar au fost încununate de succes de mers în proiectele finale. Eu am o curiozitate așa, o am de ceva timp. Nu știu, ați apucat când ați ajuns consilier județean. Să vedeți, domne, ce înseamnă Gorjul astăzi? Din punct de vedere al puterii economice, al puterii financiare, din punct de vedere al mineritului, resursă umană. Adică există un studiu făcut de către Consiliul Județean, nu neapărat sunt de Consiliul, strategii. De firme. Știu că face parte dintr-o strategie, dar, domnule, când te apuci de niște lucruri, să ai acolo, bă, ăsta e Gorjul astăzi. Da, suntem, depindem de minerit atâta. Ce vreți să știți? Absolut tot. Bun. Știți de ce vă întreb? Nu, se vorbește foarte des de fondul de tranziție justă, fac așa o legătură. Facem un... Da. Dom'le, nu poți să te apuci. Am înțeles că totuși Consiliul Județean va gestiona acest fond de tranziție justă. Când tu nu ai o situație de la care să pleci, adică, dom'le, Gorjul, ar trebui să știe cineva, bă, ăsta e Gorjul. Bun, rău, cum e? Uitați, fraților, ăsta e. De aici plecăm. Hai să vedem ce facem. Aveți? Cine? Dumneavoastră, ați. Da. Și care e Gorjul ăsta? Știți de unde plec eu? Eu plec de la Direcția de Statistică. Aia este imaginea Gorjului, nu alta. Cifrele de acolo. Da, da, cifrele adică de acolo trebuie puse produsul... și ele într-un context, adică știți cum care... se face. Da, de acord cu dumneavoastră. Dar statistica îți dă toate datele astea de care aveți dumneavoastră nevoie. Absolut toate. După statistică, eu le interpretez în felul meu. Dumneavoastră așa. În felul dumneavoastră. Păi eu acum vreau să vă spun că din perspectiva celui pe care l-ați întrebat, a omului cât de cât implicat în administrație, vă pot spune cum văd eu Gorjul. Cum este Gorjul astăzi, domnule? Gorjul este pe o pantă descendentă, absolut economic vorbind, descendentă și sunt zeci de parametri statistici care denotă lucrul ăsta și interes lucrul ăsta. De la produsul brut, la numărul de contribuabili și așa mai departe. Corect, corect. Deci toate lucrurile astea din date statistice spun chestia asta, da? Și dacă eu ies o iei ca să demonstrez cumva și declinul ăsta, te duci în spate și te uiți la 990, 995, 6 și mai departe și vin cu deci eu nu-mi doresc, deci eu îmi doresc să se întâmple un reviriment. Am încredere în colegii mei care sunt acolo la București, am încredere în Dan Vulcean, în Iulian Popescu, am încredere în Horațiu, că vor face să se întâmple lucruri ca acest declin să se oprească. Am încredere și în Mihai Weber, am încredere și în ziceți, în Cristi Rujan.
Asta ar presupune, din punctul meu de vedere, care sunt un pacifist, așa, o așezare, o întâlnire, o comuniune a intereselor noastre regionale și locale. Pentru că Gorjiu, dacă mai are de-a face din perspectiva umană cu antagonisme inutile și gratuite, va pierde în continuare. Deci eu mi-aș, ca să vă răspund acum la întrebare, mi-aș defini niște obiective foarte clare pe termen scurt, mediu și lung. Nu strategii. Da, obiective, e clar. Nu strategii, că strategiile le copiez de pe net. Le copiez, așa. Le mai schimbi. Da, dar nu, obiective. Obiectivele sunt importante. Foarte clar. Aș face o masă rotundă la care se așeze toate forțele astea implicate. Uh-huh. Consiliul Județean, Cosmin Popescu, Marcel Romanescu, primarii ăștia, toți. Parlamentarii. Partid, și așa mai departe, toți. Poate chiar și prim-ministru, că îi place la Gorj, da, să vină și... Și lucru, să discute lucrurile. Aș să spun așa, fraților, uite, noi avem de făcut 1, 2, 3, 5, nu foarte multe, maxim 10 obiective clare. Corect. Și după aia să-i spui lui ăla, tu te ocupi de asta, 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 în timp de un an de zile, o lună, două, șapte, cu evaluări, și după aia eu vin cu... și te caut. Și îmi dai raport. Da. Se adună oamenii ăștia, se numește acolo un triumvirat roman, mă înțelegeți că sunt mai mulți romanul e un sigur. Da, să facem un triumvirat. Păi și oamenii ăia să răspundă, frate, pentru ce oamenilor ăla să le răspundă toți ăștia implicați în... Știi ce întrebare îmi vine acum? Suntem pe final. Pe finalul emisiunii. Pe finalul primei părți. La ce nivel suntem din visul ăsta al dumneavoastră? Știi ce trebuie la momentul ăsta? Trebuie acea persoană care să reușească să-i capaciteze pe discurs toți. Prin, cum să vă spun eu dumneavoastră, prin carismă, da? Să reușească să capaciteze aceste forțe și să le conștientizeze de momentul critic. Repet, eu nu știu cine se mai uită în statisticile evolutive ale județului Gorj. Cred că nimeni. Bănuiesc că da. Dar, repet, ceea ce se întâmplă acolo, în datele astea statistice, în care majoritatea indicatorilor de performanță sunt așa în vale, știi, ca la rânca. Da, da, da. Când te dai cu schiurile. Ei, asta ar trebui să fie pentru PSD, PNL, PUDEM, da, tot ce e pe aici. Frumos le-a spus, așa. Ăștia ar trebui să fie indicatorii de performanță, nu altceva. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, eu asta îmi doresc și eu vă spun ce aș face eu, că m-ați întrebat. Da, corect. Da? Corect. Și asta aș face, altceva nu. Pentru că dacă mă cert în continuare, dacă neg în continuare, dacă blamez, dacă înjur, dacă fac scandal, dacă fac de-astea, cum se cheamă, la rating, da? Uh-huh. Așa? Bine, publicul, domnul Moșteanu, publicul, spectatorii, domnule, sunt extaziați. Nu e doar berca. Dar rămân cu burta goală. Asta vreau să vă spun. Știți că era o vorbă în campanie electorală, se uitau oamenii pe Facebook, mamă, 1000 de like-uri, păi da. Sunt 1000 de voturi. Aha, da. Da. De aia unde? Asta e o problemă. Da, este. Luăm o pauză de publicitate, că n-avem încotro. După aia mi-a plăcut și țin minte sloganul ăsta de mult timp: minerii și țara și-au pierdut răbdarea. L-ați auzit? L-am auzit și pe la noi, pe la Gorj, l-am auzit și cu s-au pierdut-o? Ceva. Au pierdut-o, zic. Păi ce vă zoacă? Nu știu, au protestat câteva zile acolo la Petroșani. S-o găsească, s-o aducă înapoi. Cred că s-o găsească, nu știu. Bă, răbdarea este o mare calitate, știi? E adevărat. E mare calitate. E o chestie de caracter. Revenim cu sloganul ăsta imediat după publicitate. După câteva minute de publicitate revenim alături de consilierul județean PNL Gorj, domnul Eduard Berca. Am revenit în a doua parte a emisiunii În Interes Public. Vă reamintesc că invitatul nostru din această seară, domnul Eduard Berca, consilier județean din partea PNL Gorj. Am rămas la un slogan, mă rog, era unul dintre ele: minerii și țara și-au pierdut răbdarea.
domnul Dan Vâlceanu o declarație grea, dură, în Parlamentul României. Vine azi Frans Timmermans și ne spune clar, băi, România, încercați să ajungeți la energie pe cărbune zero. E șansa voastră. Cum vedeți tot contextul ăsta așa? Bine, aia e părerea lui Timmermans. Păi da, da, Timmermans e un amărâcel de vicepreședinte în concare. E un samoan acolo. Doar dă, doar dă tonul, știți? Deci nu. Deci azi, că nu știu noi dacă avem oameni politici, oameni politici foarte grei care să stea în fața lui Timmermans și să spună Germania și-a luat 2038. Ăsta, noi România 2030 trebuie să fim. Da, păi acum ce să vă spun? Probabil că Timmermans o fi spus la fel și la nemți și ăia i-au dat cuflit. Și a venit spus, să mai spună da, mai și la români. Că continuă, da, da. Se duce și la polonezi, poate se mai duce la... Da. Da, acum eu vă spun un lucru. Mă rog. Din perspectiva directivelor de mediu, să zic, da, sau corect, așa, corect. Dacă... și sunt convins că vor fi, va fi aprobat planul ăsta de, de restructurare al complexului energetic Oltenia. Da. Faci tot ce ține de asigurarea calității sau asigurarea condițiilor de mediu necesare, da, deci nu mai poluezi, pui filtre. Noi trebuie să punem filtre de 20 de ani. Am făcut domnul Eduard Berca. Noi trebuie să au punem... Au fost celebrele Best Available baturi alea. Dom'le, suntem cu ele conform. Le-am pus. De acord cu dumneavoastră. Da, dar trebuie să te conformezi până la capăt. Corect. Ori noi întotdeauna am dus lucrurile astea până la anumit punct. La anumit punct, care ne-a convenit. Eu sunt mai cârcotaș așa și vă mai atâți puțin. Vă rog. Noi vrem energie curată, zero, dacă se poate. Mă, nu mai consumăm cărbune. Uitați-vă sârbii. Ce vei? Păi aia nu plătesc nici certificate de carbon. Uitați-vă. Bun, da, dar sârbii nu sunt Uniunea Europeană. Rușii, Ucraina. Asia, domnul. Sunt de acord cu noastră. Bun. Adică ce Statele ce Unite. Europa? Statele Unite. Statele Unite, Biden a avut o declarație, a spus că se întoarce la acordul de la Paris. Stați o țără. Ce înseamnă stați Europa în context mondial? Adică de ce am fi noi mai cumoți și ne-am terminat? Eu vă întreb altceva pe noastră. Vă întreb altceva pe noastră. Vă simțiți confortabil? Vă mai simțiți confortabil în actualele schimbări climatice? Dumneavoastră ca persoană? Să știți că, uitați-vă, datorită schimbărilor climatice am o hernie cervicală și, domne, când vin presiunile astea, sunt... Nu, deja, nu, e adevărat. Nu. Da? Adevărat. Ușor, ușor, uite, eu vă dau un exemplu. Uitați-vă vremea. Uitați-vă în India, după prăbușirea ghețarului. Da, da, da. Care sunt pozițiile oficiale ale celor implicați în protecția mediului, în proiecția pe termen mediu și lung a politicii de mediu a Indiei. E adevărat. La fel și China, să știți. Da? Deci China ușor, ușor, e greu, că i-ați mulți. I-ați mulți și fometați. Trebuie să le dai să facă ceva, să știi? Da, corect. Și pe n-a reușit el Mao cu revoluția culturală și cu alea, cu... Dar minte ăștia acum. Dar... sunt multe lucruri, dar din punctul meu de vedere este obligatoriu să începem să protejăm ce mediu mai avem. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar nu trebuie să ne uităm la alții. N-ar trebui să fie uniform. Nu trebuie, toată dar acum eu vă spun un lucru, dumneavoastră. Întotdeauna cineva a inițiat o schimbare. Înțelegeți dumneavoastră? Mie nu mi-e teamă de tranziția asta. Nu mi-e teamă, pentru că vedeți și noastră, că spuneați, pomeneați, teamă, domnul, de fondul de tranziție justă. Nu mi-e teamă. Mie mi-e foarte teamă. Nu, pentru că, haideți să vă dau niște exemple din Europa asta noastră. Că vă spun eu de ce mi-e teamă și după aceea am dat dumneavoastră exemple. Nu, eu vă spun așa, vă aduceți aminte de stadiu de dezvoltare, să zic, al Portugaliei? Da. Așa, da. Acum 30 după dictatură da, și da, aia? Da, da. Că era o țară agrară, da, o țară... Corect. Mai uitați-vă ce e Portugalia. Fără resurse. Corect. Și uite unde e Portugalia astăzi. Dar știți cum a ajuns acolo? A subt Uniunea Europeană de bani. E, domnul Eduard Berger. Așa. Mie Spania. Și... Același lucru. Același lucru. Avem așa modele în afara României. Bun, peste da, tot. Și de ce credeți că noi nu le putem aplica? Păi da... Că suntem români? Exact.
Că suntem români, suntem români și domnule. Termenul ăsta e cumva blestemat sau ce? Nu neapărat de termen, nu termenul da, este sau, marea așa, mea problemă. Da, care? Păi, dar noi mentalitatea. Am fost codași, mentalitatea. Bun. Am fost codași la absorpția de fonduri europene, domnule. Eu vă spun un lucru. Deci, mie îmi place câțul ăsta de mur. Așa, în momentul care, nu, dar în momentul care a zis așa, bă băieți, da. Bă băieți, da. Da, eu vreau să fac reformă, bă. Da, corect. Da, vreau să fac reformă. Că vreți, că nu vreți, puteți să dați afară din partid, la congres, treaba voastră. Da, m-a spus prim-ministru, m-ați ales, eu fac reformă. Bun. O astfel de atitudine, da. Pentru că, vedeți noastră, noi am tras targa pe uscat 30 de ani. S-a încercat ceva cu BOC, cu învățământul, cu sănătatea, dar bun, când să dăm o lege a sănătății ceva mai modernă și aia, băști, ieșiră niște băieți în stradă și dă dură jos guvern. BOC și-a făcut o treabă așa. La Cluj, domnul Eduard Berca, Cluj e păi al patrulea, al patrulea județ din Europa care e vizitat. Și nu discut de da? Măsurile restrictive vis-a-vis de salarii, pensii și astea. Eu discut de reforma instituțională, reforma profundă a statului. Păi care nu s-a făcut de atâția zeci de ani. De unde pleacă reforma statului? De la oameni. Oamenii care, nu de la mine, oamenii de la oamenii care, politici păi care iute, sunt Câțu, acolo. Asta vrea. Da. Da. Bun. Dacă primul ministru spune așa, băi, uite pe ce drumul. Da. Înțelegeți? Da. Și oamenii ăștia pe care i-a adunat lângă el, miniștri, secretari, bla, 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 da? Vin și țin calea, aceeași cale, vă garantez că lucrurile se vor duce și în profunzime sau în adâncime, să zic așa, la fel de corect. Vă contrazic. Vă spun că, eu vreau să vă întărât. Sub, hai să spunem, domnia lui Florin Câțu, care vrea o reformă, vă dau ultimul exemplu. Scoase ministrul Năsui măsura 3, ne trezim... Ați auzit scandalul cu măsura 3? Măsura 3 este un fond din ăsta, da? un proiect cu finanțare europeană, da? Care se adresează firmelor care au trecut prin situații dificile în perioada asta de COVID. Da? A, așa. Foarte bună. Bună. Cofinanțare de la 60% la 90%. Anchetă penală. De firme. Cine anchetă penală? Dumnealui a spus, domne, solicită o cercetare penală. Ministrul Năsui. Să-l dea jos. Deci cu o finanțare 90%, adică vin firmele, domne, îmi trebuie 10 să-l miliarde, din 10 miliarde vin eu cu 9, pus. Să-l schimbe. Adică, schimbe. Știți ce vreau să vă ce? Spun? E adevărat, își dorește Florin Câțu. Așa. Dar nu depind toate de el. Păi, încă mai depinde gura. Și acum, de PSD, mai depinde și de USR, acum, mai depinde și de ce mai e PMP, mai depinde și de Pro-România. Ce? Aici am dat un exemplu. Păi, na, sunt formațiuni politice care sunt pe scenă. Păi stați o țără, că și oamenii ăștia când au venit în fața electoratului și USR și Plus și alții au spus tot cam aceleași chestii. Care electorat, domnul? Păi în fața celor, păi la care a votat. Mie mi-a plăcut electoratul. Dau care exemplu, a votat? Iei un invitat într-o emisiune și scrie, bă, îl iei pe tâmpitul ăla, pe bou ăla, pe analfabetul ăla, pe nu mai știu cine. Indiferent, mai sunt comentarii răutăcioase, datoria mea e să-l iau. Ei l-au votat, oamenii l-au votat. Păi de-aia zic, electorat. Da, da. Păi și atunci... Este un termen general, așa, dacă... Și atunci, corect, și atunci stăm așa. Și ne gândim, de ce a trebuit să am eu încredere mare în fondul de tranziție justă, când noi, la exemplu, la nivelul județului Gorj, n-am avut un grad ridicat de absorție al fondurilor europene. Așa e. Nu e așa? Vă dau dreptate. Și pe ce mine trebuie? M-ați întrebat ce aș face dacă aș da, fi... Corect. Și eu v-am spus corect. Ce aș face și mi-ați spus că e o idee, da? Da. Eu acum vă pot răspunde, aș încerca să vă bat de două ori pe spate, spun, vă rog. Nu fi așa de dane, nu fi așa de pesimist. Pesimist, da, fi optimist. Așa, fi optimist, da. Că suntem tineri, mai avem o groază de ani înainte. Pe de altă parte... Tind să vă dau și dreptate că există experiența asta celor 30 de ani petrecuți aici în Bătătură și ne știm de atâta timp și am fost aici când lucrurile n-au mers, n-au evoluat, chiar suntem în evoluție. Dar, repet, noi, Gorjul, în momentul de față nu prea însemnăm nimic.
Și asta e adevărat, vă dau dreptate. Nu mai însemnăm nimic. Adică mai suntem pe acolo, pe piața energiei electrice, cu un mic procent. Nici măcar CEO nu mai înseamnă mare lucru. Ne mai însemnăm nimic, nu o să stea guvernul, țara după noi. E adevărat. Nu o să stea, că nu ne dau stau. Adică dacă ne putem ține, ne ținem, dacă ne ținem, ne ținem. Dacă nu, ne întoarcem în perioada interbelică, când mai aveai ce face. Da, uitați-vă, toată zona aia, Banat, Ardeal, zone dezvoltate. Nu numai. Uitați-vă în Moldova. Moldova a crescut. Deci uitați-vă în Moldova. Și aduceți-vă aminte că Moldova era uitați-vă în Vâlcea, care e aici și ala, doi pași. Da. Da? Craiova. Bun, dumne, nu stă țara asta după Gorj. Dacă noi nu alergăm să prindem trenul, oamenii ăștia care sunt pe aici și ba președinți, ba primari, ba ce doamne ar mor fi, nu se suie în tren. Pa! Să fie sănătoși. Că o să fie primar la gâște. Și la rațe. Vorbeam la un moment dat de mediul de afaceri și mi-a spus dumneavoastră că fondul ăsta de tranziție just are trei piloni importanți. Bun. Cred că beneficiarii importanți ai acestor bani ar trebui să fie firmele. Toți. E adevărat. Dar contează foarte mult și mediul economic. Haideți să vă spun. E foarte bine gândit. Un județ cine ridică, domnule? Nu. Stați un pic. Deci sunt trei piloni. Da. În sensul în care este o sumă nerambursabilă pentru pregătire. Da. Pentru implementare. Da. Este o sumă rambursabilă, dobândă subvenționată, împrumuturi subvenționate, 75% are Berdo acolo, pentru firmele private. Da. Și la fel este o sumă cu dobândă subvenționată pentru unități administrative teritoriale. Deci, adică fondul ăsta spune așa, băi Gheorghe, da, băi ăsta de la așa, tu ai așa, ai niște bani moca să pregătești, să ari. Știi cum e? Sari. Te-i faci, zici că faci o chestie. Da? Te apuci să faci o construcție. Îți dau eu Uniunea Europeană banii, tu nivelezi terenul, aduci ălea, faci apa, înțelegi, așa, și atât. Vii tu cu ideea aia pe ce care să pui pe terenul eu îți dau banii să o faci, dar mi dai îndărăt, că tu trebuie să produci, nu faci, nu e instituție de binefacere, știi? Produci, trebuie să produci, să aduci oameni acolo să muncească, ca să dai salarii și mai mult, să produci ceva. Iar ție, județ, îți dau tot așa bani, să-i faci studia de aici, drum, infrastructură, drum, alea, da? Ca să-i crească productivitatea, să crească gradul de absorpție a muncitorilor, să-i pregătești oamenii, da? Prin direcțiile din subordine și așa mai departe. Totul este gândit foarte bine. Acum, problema este cum ne dumirim noi. Înțelegeți? Ce avem de făcut? Că avem comitete. Zeci de oameni. Avem un... Așa, acolo... S-a și făcut un comitet de lucru. Păi așa, da, zice, da, 24 de oameni. De, nu... Tu știi cum era înainte. Dacă comitete. Vrei să nu faci nimic, faci te un bagi comitet. În comitet. Păi da, cum? Înțelegeți? Da. A fost interesantă iar o chestiune pe care a spus-o dumneavoastră și mă duc totuși în zona asta a business-ului. Până la urmă, mediul de afaceri ține economia unui județ. Dom'le, cu cât mediul de afaceri e mai duduie și așa mai departe. Cum vi se pare că e la Gorj? Duduie ceva pe la noi? Sunt speranțe să vedem... Ne-am legat tot timpul de faptul că județul Gorj este un județ monoindustrial. Nu, deci vorbim noastră... tot timpul despre, aduceți-vă aminte despre, cum le spune ăstora, parcuri industriale. Deși nu avem, noi nu avem parcuri industriale, să eu fim acum serioși, nu există să, să fac o prostie, dar mi-o asum. Adică, vă rog. Vedeți noastră, județul Gorj a fost industrializat forțat. În perioada aia. În perioada aia. Da, și noi suntem tributari acelei perioade, încă mai suntem tributari, ne aducem aminte cu nostalgie că aveam fabrică de țigări, fabrică de mobilă, sticlă, fără să avem tradiții în sensul ăsta. Am înțeles. Fără să avem expertiză, fără să avem specialiști, fără să avem, știi, am adus de peste tot. Păi stați așa că am avut expertiză, păi vă dau exemplu, nu știu dacă, dar cred că mai avem voie, au dispărut țigările Carpați, nu? Dom'le, carpații de Târgu Jiu erau carpați de Târgu Jiu.
Dom'le, fumam carpați de Târgu Jiu când eram student, știu. Păi aia, dacă luai aia din Timișoara, le scuipai, nu? Ăla, deci știi că... de Timișoara care erau cele mai bune. Astea de Târgu Jiu. Nu. Dar care? Sfântul Gheorghe. Nu știu, domnul. Cele mai bune... în Timișoara cu carpați de Târgu Jiu și cele mai bune... Nu, Târgu Jiu era pe doi. Pe doi. Cel mai bun... Cea mai bună țigară carpați era la Sfântul Gheorghe. Unde e? Care e? Păi aia care produceau țigara aia, carpați. Care? Ăla care producea păi mobil la Sfântul aia. Gheorghe, da? Eu nu știu de când e fabrica asta făcută aici. Sau în țară erau fabrici de 200 de ani. E adevărat și lucrul ăsta. Înțelegeți noastră. E adevărat. Da, deci nu, eu vreau să spun așa. Gorjul excela pe alte paliere. Paliere. Da? Excela pe artă tradițională. Excelat, dom'le, credeți-mă, eu știu când am prins, am avut piuă, mă înțelegeți dumneavoastră? Ai bătrâni, da, ai mei, au avut piuă, pe Jaleș. Da. Băteau de mii. De la de covoare, înțelegeți spune, noastră? Da. Deci, Gorjul ăsta a avut niște tradiții. Am avut dimieri, am avut, uite, ne uităm, eu acum n-am să vă arăt. Oane, dau nu știu câte zeci de lei dacă mi se... pune pata, 100 de lei, pe un flanel de lână. Da. Mă înțelegeți? Da. Da? În contextul în care toată lumea se așa, spune că n-are unde să valorifice lână. Înainte, mi-aduc aminte, în 90, domnul Moștean, am plecat primul, cred că am fost printre primii din care am plecat legal din țară. Student fiind. Am luat, m-am dus la niște francezi. Ce să le duc eu la francezia, domnul Moștean? M-am dus la Tismana, încă funcționa bine, era după da. Și le-am luat de, o carpetă o, de lână. Din aia de lână. Așa, da, 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 da. Așa, o față de masă, o chestie de asta. Fratele meu, când le-am pus pe masă la francez, era o doamnă. Mi-a dus și acum, Dumnezeu, nu știu dacă aveam văzut. V-a mulțumit de... Băi, frate, când a văzut femeia aia cum e lucrată, maia... Și acum se întâmplă lucrul ăsta. Păi de ce nu le facem în Dumnezeul ei de Doamne, iartă-mă, de ce nu le facem? De nu le reînviem, pentru că mai sunt oameni de la care mai putem să învățăm. Noi am putea dezvolta aveam, o industrie aveam, în sensul ăsta. Aveam cele mai bune, unele dintre cele mai bune, o pinci. Se făcea un gorj. Da. Mă înțelegeți dumneavoastră? Eu acum, ce să vă spun, nu mă aștept ca în Gorj să vină și să facem electronice de nu știu care, mă înțelegeți dumneavoastră, sau să vină super... Bun, dar de ce nu ne luăm ca obiectiv de județ lucrul păi ăsta, păi eu ce vreau să vă spun. Lucrul ăsta, domnule, hai să reînviem... Bun, păi vorbim acum, să uită oamenii la cine? Noi, cred, să uita cine s-a uitat la noi, mă gândesc că se uită cine. Păi da, știi ce zic oamenii? Poate zice așa, bă, hai să vedem dacă putem să facem așa. Păi da, știi ce zic oamenii? Aia de decizie, nu telespectatorii. Nu, telespectatorii zic, domnule, uite, dumnealui Eduard Bercă, e consilier județean. Păi se uite și dă cu pumnul acolo în masă la Consiliul Județean. Păi eu pot să cer lucrul ăsta și o să cer, de fapt, nu cer prin Consiliul Județean, că vin lucrurile din altă sursă, da. Așa. Nu, dar sunt oamenii noștri la București care probabil o să pună presiune că nu e de ales, adică nu mai poți, frate, uite, îți dau un exemplu, da? Iulian s-a tot a conversat cu Cosmin vis-a-vis de... Acum văd că iar avem prin mapă, l-a aprobat sume, programe de anvelopare pe la spital și pe la asta. Bine, cred că sunt proiecte vechi, sunt indicatori noi, așa. Nu știu, dar vreau să spun. S-a propus, Iulian Popescu a propus construirea unui spital nou. A propus. Da. Dacă nu o face, că mă gândesc că trebuie să ai și susține, că noi degeaba propunem proiect. E adevărat? Un proiect de finanțare. Sau mai știu eu ce, că n-am, uite cum vreau eu, de exemplu, acum, după ce am văzut fișa de proiect pe muzee, ce avem din punct de vedere cultural, vreau să fac un proiect. Da? Proiect legat de? Să fac un circuit comercial. Un circuit istoric, un circuit muzeal comercial. 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 Pentru că avem o asociație de asta acasă la Brâncuș. You know, something, you know. Frumos tipul, dar mai există? Există? Păi cred că. Așa, o să întreb când o să mă apuc de proiect. Așa și... Știam, frumos titlu. Da, păi da. Foarte frumos. Și niște, un muzeu care are o groază de lucruri în patrimoniu. Și nu numai muzeu, sunt muzeu de artă, cule și așa mai departe. Bă, frate, pe ăștia, uite, un exemplu.
Păi astea, dacă nu le pui în valoare și nu le legi comercial de ceva, da, să vii, să promovezi lucrul ăsta, să dai de acolo, dă bă 50.000 de lei, să faci niște, un proiect de, bă, la fă ceva, bă, mâncați. Da, corect. Înțelegi? Așa. Deci aici, chestia de asta. Aici eu sunt tot sceptic, domnul Eduard Berca. Așa, știți să de ce fiu sănătos. Domnul Eduard Berca, a, atât de tare ne apasă brâncușul ăsta de, nici nu știu, cred că conducătorii noștri, nu pe mine. Păi da, pe cine? Conducătorii noștri, cred că îi apasă așa, domnule, păi cine l-a pus pe brâncușul ăsta să construiască ansamblul ăsta? Auzi, deci cum să vă spun? E o povară. Străbunica, știți că întreb de, eu nici nu mai întreb. Da. Nici nu mai întreb. Străbunica mai e din Brădicea, a fost săraca, da, Dumnezeu știe, a murit de mult. Ea a fost un fel de nepoată lui Brâncuș, străbunica mea. Deci, da, practic, și eu cumva am o genă de Brâncuș, de ceva Brâncuș, de genul, înțeleg? Pe mine nu mă apasă deloc. Deci, cum să vă spun, în momentul în care, pe cei care, dacă vă apasă rău de tot, v-aș face o recomandare, dar după o pandemie și aia, să vă duceți la Paris. De ce? Să vă duceți la muzeu, la casa, la ce am, să ia mea. Ce trebuie să vedem acolo? Să vedeți acolo cât este de, cum să vă spun, de român omul ăla, de neaș. Domnul Berca, deci, mă înțelegeți, e adevărat ce spune mai dumneavoastră. E în ăla. Așa. Deci omul ăsta este român și mort și nemulțumit și cum vreți noastră. Va rămâne român. Da. Și va rămâne și cu toate. Uite, Iulian Popescu, ați văzut acum declarația care a făcut-o vis-a-vis de... Legată de... A avut o corespondență cu o firmă de avocatură. Da. A ieșit în presă cu... Probabil. Așa, citit, și da, a găsit... Ei au spus așa, dumneavoastră aveți, puteți să beneficiați de, cel puțin pentru opera de la Târgu Jiu, de drepturile de autor, dumneavoastră. Deci, nu funcționează și urmează, omul se ocupă. Da? Plătește din buzunar, treaba lui ce face. Dar o să vină cu o soluție să putem să beneficiem de operele lui Brâncuș în adevărata, cum să spun, latură comercială a lor. Bun. V-am lăsat și v-am ascultat. Așa. Da, domnul Eduard Berca. Dar nu reabilităm... La Paris, Brâncuș e mai român decât oricine. Și... Da, în România, ce e Brâncuș, domnul Eduard Berca? Știți ce e Brâncuș? Ce e? Ați văzut ce banner a afișat Universitatea Creva? Ce banner a afișat? Că, uite, îmi scap acum ce scria, dar România este țara geniului Brâncuș, da, Oltenia, da, nu știu da, ce. Da, Oltenia eterna terenă. Tu vezi, dacă și fotbaliștii au spus asta. Înțelegeți? Eu sunt de acord, domnul Berca, cu dumneavoastră. Am, am întrebat și eu un mare sculptor Brâncuș, care a venit de prin Paris și cunoaște viața. Și știi ce l-am întrebat? Ce? I-am zis așa, dom'le, noi aici în Gurs, suntem oameni foarte bogați. Suntem, da, cu bogății din astea naturale, cu nu știu ce. Dom'le, dacă ar fi, eu știți că mai e așa, mai nu zic, dacă ar fi așa, poate odată să construim și noi județul ăsta, să-l luăm de la zero, nu avem bani. Dacă am vinde și noi, nu știu, coloana, cam cât ar valora, domnul? Un miliard. Nu, domnul, vezi că e inestimabil, nu poate să dea o valoare. Da. Păi, domnul Eduard Berca, noi stăm cu operele așa, astea inestimabile în județul nostru și noi nu suntem în stare să facem un an Brâncuș. Să facem din Brâncuș 3 lei. Noi nu putem să facem din Brâncuș 3 lei. Vom face. Vor face aia care sunt în stare. Dar nu putem să facem 3 lei. Aia vor la Paris cam face cât fac, domnul? Aia care sunt în stare. O să ajungă oameni. Aia la Paris cam cât fac? Domnul Ștanu, un an, 2, 3, 4, 5, nu vedeți, știu cât. Au trecut 30. De acord. Au trecut 30. Dar vedeți dumneavoastră, 30 sunt cumva sub umbra trecutului. De asta vă spun că ne deci apasă Brâncuș. Adică noi îl avem la noi. Domnule, e al noi nostru. Noi ne apasă comunismul în Gorj. Lăsați pe noi nu ne apasă Brâncuș. Că noi am fost generația de sacrificiu, o să mai fie o generație de sacrificiu. Apasă comunismul. Deci uitați-vă cât de, cum să vă spun eu, de sceptici sunt oamenii sau cât de multă nevoie au de stat, de certitudinea, da, de cum să, implicarea statului în devenirea lor ca și entități bipede. Da. Asta numai în comunism se poate. Păi, deci noi există noi am pe dărâmat, care doar în interiorul statului pot ce? Pot avansa, pot ajunge undeva. Nu, nu mă refer la asta, mă refer la numărul de asistați, de exemplu.
la numărul de persoane neocupate, la distribuția asta a forței de muncă absolut aiuristice, la lipsa de orientare... Terminăm? Nu, mai avem. Nu așa, legisem când e gata. Așa, deci la forței de muncă, la lipsa, credeți-mă și aici am o durere în suflet, de spirit antreprenorial real, adevărat. Păi l-au tăiat domnul Eduard. Cine? Bertha. Uite ăștia care ne-au condus 30 de ani, nici nu mai ai curat să te mai apuci de ceva. De ce, domnule? Păi nu știu, domnule Eduard Bertha, nu știu, zic și eu, vin finanțele, domnule, și... Eu știu doi copii tineri, ascultă-mă. Întârzii de trei ori, îți blochează conturile, nu mai poți să mai și continui, domnule. Dai un telefon, dai un telefon, reclam, dai dracu, doamne, iartă-mă, ce? Păi dacă e abuz. Deci, e nu mai trebuie să ne fie asta. Frică. Să știți că antreprenorii noștri nu mai au nici curaj să se mai apuce. Păi de ce n-au de? Sunt cei curajoși. Nu, eu îi apreciez. Uitați-vă idei. Că sunt, au și idei. Eu sunt convins. Uitați-vă la copiii idei. Ăștia tineri, așa, care așa. Au venit cu fel de fel. Mi-aduc aminte Start-up-uri. De cel cu murele. Da, nu știu cum eu știu. Domne, curajos. Super. Foarte frumos. Da, și îi merge. Foarte bine. Da. E, câți sunt? Câți au curajul? Păi de asta vă spun că n-au idei. Băi, eu sunt convins că tinerii au idei. Domnule, hai să vedem, uite, acum știi ce e pe centru, vă zic că trecuie astăzi, știi, trecuie astăzi. Așa, sunt două dita mai spațiile goale. Da. I-am spus colegului preșeprimar, zic, băi frate, eu aș vedea centrul ăsta ca un super mega entertainment. Corect, știi? Corect, înțelegi? Perfect de acord. Bun. Da. Hai să facem tot ce ține de chestia asta. Bine. Omul s-a preocupat și acum sper să aibă curajul și determinarea să schimbe și fața orașului, da? Având în vedere... Așa. Deci trebuie să ai o viziune pentru așa ceva. Și atunci ce faci? Tu, primărie, da? Bun, de ce nu dăm noi drumul... Să vă dau un exemplu de discuție care am avut-o cu vechea conducere, cu Ciumaru, cu Aurel Popescu. Băi, de ce nu dați drumul aici și la terasă, la chestii de genul ăsta? Da, păi n-avem canalizare. Știți, da, de asta, că n-au, nu se pot da avize sanitare, că nu e budă, domnule. Mă înțelegi, mata, că nu e budă, nu pot oamenii ăștia să-și facă, pac, câte, da, mă... Câte o terăsucă acolo. Bă, deșteptule, păi și ce te oprește, mă, să vii și să faci, să dimensionezi lucrurile astea și să dai drumul la chestiile astea? Mă înțelegeți? Deci cât de absurzi, cât de mărunte sunt lucrurile astea care ne țin în loc... Da. Nu vă pot spune. Și am găsit soluția acolo. Ce? Păi s-a cum drept, doamne, s-a găsit, nu? Păi unde? Păi nu s-a găsit, că n-au dat nici acum. Na, urmează, poate, nu știu, să o trezic careva. Da, suntem la final. La final. Da. Deci am fost generație de sacrificiu? Eu nu mă simt. Noștri? Cum? Așa s-a spus după Revoluție. Treaba voi ăștia care ați venit sunteți generația de sacrificiu. Treaba noastră. Cum vă simțiți, eu nu mă simt. Nu vă simțiți. Bine. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat să stăm de vorbă. Sper să ne dezvoltăm într-o direcție bună, Dumnezeu, da. Și sper să veniți și dumneavoastră cu soluțiile și să puneți și osul acolo, să-i bateți la cape. Și le-am la îndemână. Pe mine mă doare, scuzați-mă, mă doare faptul că nu mă întreabă. Știți, adică când încerc să le spun, uite, vi le spun, să nu mai spun prin consilii, prin aia, e greu de, nu știu, am așa o... Cred că trebuie să-mi fac un limbaj mai... Nu știu, esperanto să vorbesc ceva prin semne. E complicat. E complicat. E complicat în politică. Politica... Sau în administrație. Nu, administrația în speț. Administrația e complicată. Da. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Cam atât, domnilor și domnilor, pentru această seară. Eduard Bertha, consilier județean din partea PNL Gorj, a fost invitatul meu. Noi ne vedem din nou mâine seară. O să abordăm problema mineritului și energiei. Până atunci, rămâneți alături de colegul meu, Alin Ion. De la ora 21 va avea un dialog deschis cu doamna Marinela Strâmbulescu. La ora 20, știrile Gorj TV. Toate bune!